Da, putem începe. Bună ziua tuturor! Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Chișinău-Criș de astăzi, 29 martie 2024. Înainte de a supune la vot ordinea de zi, mai avem un punct suplimentar. Doamna secretară, am înțeles? Este un proiect de hotărâre privind soluționarea contestației formulate de către domnul Cotoc Mihai Ștefan cu privire la lista solicitanților care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii, cea care a fost aprobată prin hotărârea 40 din 27.3.2022. Deci dacă sunteți de acord să suplimentăm ordinea de zi, cine este pentru? Împotrivă? Cei din online? Pentru. Unanimitate, doamna secretară. Supun la vot ordinea de zi împreună cu proiectul suplimentar. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Împotriva, abțineri. Unanimitate. Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Chișinău-Criș din data de 27.02.2024 și a procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Chișinău-Criș din data de 5.03.2024 și a procesului verbal al ședinței extraordinare privind convocare de îndată a Consiliului Local al orașului Chișinău-Criș din data de 19.03.2024. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abțineri. Unanimitate. Păi, procesul verbal a fost votat. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care fac venit la bugetul local aplicabile în anul fiscal 2025. Inițiator primarul orașului Chișinău-Criș, domnul Florin Flavius Chichere. Domnul primar aici, doamna Laura. Conform codului fiscal, articolul 403-491, în fiecare an suntem obligați să indexăm cu rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică, taxele și impozitele. Aceste valori se aplică începând cu anul 2025. Rata inflației este 10,4, comunicată de Institutul Național în 12 ianuarie. Ok, dar doarește ceva să intervină pe marginea acestui proiect? Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Pentru. Împotrivă. Nu vreau să vă spun de întâlnirea. Adi. Abțineri. Unanimitate, doamna secretară, proiectul a fost adoptat. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor contracte de închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în proprietatea privată a orașului Chișinău-Criș. Inițiator primarul orașului Chișinău-Criș, domnul Florin Flaviu Chere. Domnul primar? Avem, doamne, de la Regeștia de Ziua. Flavian, prezinte-mi, te rog. Ca ciobanii noștri și oamenii noștri care au contracte de concesiune pentru pășune să poată acceseze anumite măsuri anul acesta pentru păsării ca măsura DR01, care este pe 5 ani agromediu, am stabilit să suplimentăm, să prelungim contractele de pășunat 2019 cu 3 ani, 2020 cu 2 ani, 2021 cu 1 an. Avem 5 contracte noi conform cererilor care sunt la dumneavoastră, 2 diminuări și prelungirile. Avem un efectiv de 38.258 capete ovine pe tot cu ATU, 422 capete bovine, 15 cabaline și 17 cubaline. Am concesionat anul acesta 1.623,03 hectare pășune. Mulțumesc frumos, dacă cineva dorește să da, eu aș vrea să știu dacă toată pășunea este concesionată. Nu, este concesionată. Avem rezervă? Avem rezervă, dar momentan, până când nu terminăm sistematic.
sistematică, nu putem spune exact cât mai avem. Da. Acum dar am încercat, mă scuzați, da, am încercat să nu închidem toate blocurile fizice, am lăsat o marjă de eroare la fiecare bloc fizic pentru... Da. De ce v-am întrebat, ca să justific întrebarea, dacă mai sunt cereri pentru... Nu, cererile care au sunt satisfăcute numai pentru cei care sunt acei trecuți, contractele? Am avut și cereri în plus. Ei, dar sunt onorate. Da, da. Asta vreau să zic. Conform efectivului de animale, conform adeverinților care le aduc la aia medicul veterinar, se calculează pentru la pe hectar și așa se dă. Da, mulțumesc. Asta s-a întâmplat. Tot a fost rezolvat. Da, asta e bine. Mulțumesc frumos, domnul Ador. Mai doresc ceva? Dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Pentru. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Unanimitate, proiectul a fost adoptat. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere numărul 4396 din data de 28.04.2014, având ca obiect închirierea spațiului aflat la parterul imobilului P+1 aflat în proprietatea orașului Chișinău Crist, situat în Chișinău Crist, strada Înfrățirii numărul 95, județul Arad, înscris în CF numărul 169 Chișinău Crist, cu număr cadastral număr topografic 167, încheiat între orașul Chișinău Crist și Societatea Comercială Terapeutica S.A. Inițiator primarul orașului Chișinău Crist, domnul Florin Flavius Chereri. Doamna secretară. Este formulată o cerere de prelungire a acelui contract. Obiectul contractului este închirierea spațiului în care funcționează ambulatoriul terapeutic, știți, cel de la parter, unde sunt cabinetele medicale. S-a cerut prelungirea acum un an, la fel cum procedează terapeutica în fiecare an, înainte de expirarea duratei stabilită prin contract. Mulțumesc frumos. Doriți să intervin? Hai, de ce am eu o întrebare? Da, domnul Nadu. Totuși, de ce nu putem să îi aportăm puțin ce am văzut de chirie? A fost durata... A fost durata solicitată inițial de către... Da, se aude. A fost durata solicitată inițial de către terapeutica. A trebuit să încheiem un alt contract de închiriere ca prin care să stabilim un alt termen. Bine, am înțeles că s-a cerut, un termen mai lung de un an. Doar că atâta s-a stabilit mai mult și da, este a rămas un an, dar este un, pe 5 ani. Este un termen stabilit într-adevăr mai de mult de la momentul în care se încheia contractul în 2014. Cel puțin până în momentul de față nu avem o solicitare de... Atunci să facem? Când se poate lupta cea următoare solicitare? Doar pe un an de zile sau să vină cu o nouă solicitare și putem vota sau? Ar trebui formulată o nouă solicitare din partea lor. În regulă. Bun, mulțumesc. Mulțumesc frumos. Pentru. Mai doriți să intervine? Dacă nu știu cum a avut proiectul de hotărâre, cine este pentru? Pentru. Un an? Pentru. Eu sunt pentru. Abțineri. Unanimitate, doamna secretară, proiectul a fost adoptat. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de amplasament și delimitare cu propunere de dezmembrare a imobilului înscris sub A1 în CF numărul 311.507 Chișinău Crist, aflat în proprietatea privată a orașului Chișinău Crist. Inițiator primarul orașului Chișinău Crist, domnul Florin Flavius Chereri. Da, e vorba de un teren de la Nădav, care s-a aprobat, s-a dat un acord de principiu în urmă cu 2 ani de zile pentru vânzarea unui teren și acum trebuie dezmembrat dintr-o suprafață mare de, de pășune ca să se poată vinde. S-a introdus în intravilanul orașului Chișinău, Crișsat Nădab, acea bucată de 49.000 de metri pătrați în ședința de luna trecută, iar din această suprafață de teren de 49.000 de metri pătrați s-au creat cele două loturi pe care le aveți atașate. Mai doriți să interveni? Ce punct? Ce punct are? Ce punct are? Scuze. Scuze, nu am înțeles. S-a făcut? Pentru cum vreau, cum e cu pătrat de acolo? Nu, doar dezmembrare. Ok. Mulțumesc frumos, supun la loc proiectul de hotărâre, cine este pentru?
Împotrivă, abțineri, unanimitate. Proiectul a fost adoptat. Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii și semnării contractului de delegare a gestiunii, operarea stației de compostare în tunel Arad, unor activități componente ale serviciului de tratare aerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalații de compostare, inclusiv transportul reziduurilor la depozitele de deșeuri sau la instalațiile de valorificare energetică cu operatorul Environment România SRL, precum și a tarifelor distincte facturate de către operatorul FSF Environment România SRL pentru activitățile componente ale serviciului de salubrizare. Inițiatorul primarul oraș Chișinău, prin domnul Florin Flaviu Șteaie. Doamna secretară, documentația pentru semnarea contractului de delegare a gestiunii pentru stația de compostare în tunel a fost aprobată în ședințele precedente. De data aceasta se supune aprobării contractul în forma pe care ați avut-o în atașament, precum și tarifele. Doriți să interveniți primarul în acest proiect? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Nu, prima dată ar trebui să votăm pe articole, că trebuie să mandatăm. Reprezentantul legal și în lipsa lui, un consilier local. Sau persoana desemnată de primar pentru exercitarea atribuțiilor în lipsa sa. În proiectul de hotărâre nu-i trecut. E cu puncte. Propuneți dacă doriți în formă. Nu, nu, e ok. De acord. Și domnul primar să fie reprezentant. Da. Mă bine. Nu știu să supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă, abțineri. Pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind starea economică, socială și de mediu a orașului Chișinău prins pe anul 2023. Inițiator primar orașului Chișinău prins domnul Florin Flaviu Schere. Conform ordonanței 57, precum și a regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, aleșii locali trebuie să prezinte anual un raport de activitate al anului precedent. În articolul 47 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, la articolul 2, dacă nu mă înșel, este prezentarea raportului primarului și la articolul 3, prezentarea raportului consilierilor locali. Diferența este că raportul primarului se aprobă prin hotărârea Consiliului Local, ale dumneavoastră se prezintă și se fac publice. Mulțumesc frumos! Dacă doriți, interveniți pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abțineri? Pentru. Unanimitate, domnule secretar, proiectul a fost adoptat. Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Raportele de activitate ale consilierilor locali din Consiliul Local al orașului Chișinău Cluj pentru anul 2023. Vă spuneam mai devreme, sunt cele pe care le-ați prezentat dumneavoastră. Le-am avut la comisie, știe foarte bine fiecare. Da. Punctul suplimentar, proiect de hotărâre privind soluționarea contestației formulate de către domnul Cotoc Mihai Ștefan cu privire la lista solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri destinate în aprobării prin hotărârea Consiliului Local al orașului Chișinău, Cluj numărul 40 din 28-3-2022. Doamna secretară aici... Da, foarte pe scurt, pentru că am mai discutat. Cunoașteți că față de lista de priorități stabilită prin hotărârea 40/2022 s-a formulat o contestație de către domnul Cotoc Mihai Ștefan. La momentul soluționării în 2022, Comisia de Contestații, solicitându-se anularea acelei hotărâri 40, a apreciat că nu se intră și nu se discută fondul acelei contestații. Față de hotărârea adoptată ulterior, 55/2022, s-a format o acțiune în contextul administrativ, finalizată printr-o hotărâre a Curții de Apel Timișoara, prin care suntem obligați să soluționăm acea contestație, care s-a materializat prin procesul verbal atașat dumneavoastră la Curții de Contestații și propunerea formulată
de aprobare a punctajului și ulterior al listei, astfel cum ea rezultă din aplicarea rezultatului contestației. Țin să vă spun că Comisia de Contestații, întrunită în 8 martie, a constatat și faptul că domnul Torsan Adrian George, unul dintre solicitanți care era înscris în lista de priorități, a renunțat la atribuirea locuinței ANL. Da, domnul Torsan se va abține de la deliberare și mai doriți să interveniți pe mașina aceea, domnul? Da, acum văd că s-a făcut. Da, și eu pot. Numai puțin, domnul. N-a zis tu, adică ești mai departe și te auzi mai greu. Domnul Mladin. Aș vrea să salut decizia instanței și să felicit familia Cotop. Și pentru perseverență și răbdătoare, în primul rând. Mulțumesc. Mulțumesc. No, dacă îmi dați voie, am văzut că s-au recalculat punctajul. 58, 56 când s-a retras, 45 și 43. Da. Acum eu întreb acești oameni când intră în posesia acestui apartament. De la ANL. Deci se pune în executare în momentul adoptării acestui. Face contractul probabil luni și luni după amiază sau când din cadrul dat veni să semnați, să predea încheierile, să meargă cineva de la primărie cu proces de bază de primire, care se semnează cu voi, dar o să meargă Cornelia, că în general ea cred că o preda și până acum. Să vă dea și cheile și semnat procesul verbal de predare. Avem o întrebare. Da, mulțumesc. Atât am vrut numai să... Înainte de a fi semnarea contractului și prezentarea contractului, totuși aș vrea o comisie să vedem ce este în apartament și în ce păi stare. Merge. Fără nicio problemă. Asta înseamnă predare. Păi e obligator să vă predea. La predarea apartamentului se face și un proces verbal de predare a locuinței. În starea în care e. În starea în care e. Să scrie acolo tot. Ok. Să-l folosiți sănătoși. Mulțumim. Să putea să nu fie circumcescuze, dar asta a fost astea. Nici o problemă, dar suntem obișnuiți. Supun mă pot proiectul, dacă mai dorești filmarea. N-am vrut să vinim dorime, dar dacă așa, nu din cauza noastră, din cauza comisiei care pot fi mai... Doamne, s-a rezolvat. Să-l folosiți sănătoși. Luni în jur de ora 12 sau vă sunăm, are doamna secretar numărul de telefon, cred că. Și vă sună, când e pregătit contractul, vă sună și atunci se merge până acolo să... Cu serviciu. Cum? Suntem și cu serviciu și... Bun, atunci la ce oră puteți? Să știm să ne facem... Totuși, părerea mea mai bine ar fi marți, că marți o să pot și eu să fiu acasă, nu mă duc la arăt și nu o să fiu acasă. Solicitantul trebuie să fie acolo, nu neapărat asta. Copiii. Da, dar copiii să fie neapărat, că ei trebuie să semneze. Cei ce semnează trebuie să fie următorul chiriaș, da. Ok. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Am avut proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Pentru. Unanimitate proiectului. Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, întrebări și răspunde. Să facem asta cu domnul Buiu și cu care la final. Alea. Am niște întrebări, de-aia nu, să mergem în ordine. Aș dori, în primul rând, să o întreb pe doamna de la Resurse Umane. Am făcut o cerere către dumneavoastră, acum 9 zile sau 10. N-am primit încă niciun răspuns. Ați făcut cerere joi. Da. La mine au ajuns bine. Spus că în cursul săptămânii astea o să primiți răspuns. O întrebare, domnul Ghirea Sorin, la care departament a fost angajat? Urbanism. La departamentul urbanism. Da. Domnul Marius, dumneavoastră sunteți șeful lui? Da. Puteți să ne spuneți de ce a demisionat? Da. Și-o găsit un alt job. Cum de ce o demisionat? Demisionat, dar dorința lui. Dar ce tu poți să dai demisionat la compania ta, poți să mergi în altă parte? Nu, poate de dâns. Dar sună și întreabă, îți dau numărul de telefon să vezi ce o demisionat. Cine a fost șef direct? Marius. Nu, până la asta? Eu sunt șeful tuturor, din primărie. Nu, dar am înțeles că dumneavoastră era șeful direct. Da, da. Deci dumneavoastră sunt numărul Marius, șeful direct. Eu sunt șeful de departament. Da. De urbanism, achiziții publice și investiții.
E mai lungă pe nas, dar să știți că sunt mai mult... Deci era în subordinea dumneavoastră, înseamnă. Juridic, mă gândesc că da. La practic, sau pe unde? Practic, eu nu, cum să zic, nu mă pot da părerea despre un sistem organizat înainte să îl preiau eu. Adică așa era structura. Bine, au circulat foarte mult în rețele de socializare, că dânsul nu vine la loc și tot felul de ăsta. Dar eram sub ordinea dumneavoastră. Domnul Sătman, în astăzi, la ora 11, fiica soției dumneavoastră ieșea de la magazinul Pepco în timpul programului când trebuia să fie de la 8 la 16 în localitatea Nădab. Puteți să-mi spuneți orice contact acolo? A fost aici la... Nu, nu. A fost aici în primărie ca să... Nu, nu. La ora 11 a ieșit din magazinul Pepco. Vă arat poză. Nu, nu, nu. Dacă vă interesează ce a făcut domnul Ghilea, eu vă spun că astăzi, la ora 11, dacă doriți, o chemăm pe doamna Andreea aici, să o întrebăm dacă nu a ieșit din magazinul Pepco. Eu nu m-am dus să urmăresc. A fost o întâmplare. Are teren? Da. Au venit, că trebuie să intre la calculator, deci știi foarte. Are programul la Nădab, nu te lua de altcineva, nu vedea paiul din ochiul altcineva, că nu vezi. Eu îl văd bine. Bârna din ochiul tău. Eu văd bine și bârna și paiul, dar dumneavoastră puteți să-mi spune de ce nu a venit domnul Ghilea numai dată pe lună la lucru. Nu, nu, nu numai dată pe lună, domnul Ghilea venea. Când? Chiar își vedea domnul Ghilea. Când venea? Când trebuia să vină, nu? Când trebuia să vină, venea. Venea și se numai dată pe lună pe Dacă asta e o problemă pe unde a fost frică, haideți, permiteți-mi și mie să spun câteva cuvinte vis-a-vis de chestiunea asta. Nu știu ce se discută în spațiu public sau ce anume se dorește să se apere. Sau ce anume se dorește să se lămurească, să se lămurească în ședința Consiliului Local vis-a-vis de discuții din spațiu public. Instituțional, domnul Ghilea Sorin a fost angajatul primăriei orașului Chișinău-Criș, încadrat la Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Achiziții Publice și Investiții, cu atribuții delegate în ce privește reprezentarea orașului Chișinău-Criș la diverse instituții, promovarea politicilor locale și alte chestiuni pe care le mai aveam fișa postului. Vis-a-vis de răspunsul pe care urmează să-l primiți, da, sunt 10 zile lucrătoare, termen în care avem obligația să vă răspundem. Parte dintre cele solicitate sunt exceptate de la accesul publicului, dar fiindcă ați formulat în calitate de consilier local, în exercitarea atribuțiilor de consilier local, sunt documente care vă pot fi puse la dispoziție. Mulțumesc. Am înțeles că a mai plecat o persoană din primărie luna trecută, doamna Pop. Da. Transfer. Plecat cu transfer. Și nu trebuia totuși să veniți cu organigrama la fiecare... Dar n-am modificat postul. Organigrama se modifică, statul de funcție al primăriei orașului Chișinău-Criș se supune spre aprobare Consiliului Local în forma pe care executivul o apreciază ca fiind potrivită ca și structură, iar la diversele modificări care apar, într-adevăr, se vine cu modificare în Consiliul Local cu privire la reorganizare, la modificarea unei dintre posturi în sensul clasei, a gradului profesional sau a denumirii acelui post. Nici de cum cu privire la angajarea unei persoane, la încetarea raporturilor de muncă, la suspendarea lor, care sunt strict atributele primarului. Mulțumesc frumos. Mai am o întrebare. În ultima lună, câte flotante s-au făcut în orașul Chișinău-Criș și Nădab? La Serviciul Drept Chișinău-Criș, știți că se fac acte de identitate pentru toată zona. Doriți? Numai pe Chișinău-Criș, mă interesează și Nădab, mă interesează zona. Bun. Nu știu să vă spun. Cu toate că reprezint acel serviciu, sunt coordonator acelui serviciu, mă interesez și vă spun, pentru că în clipa asta nu am o evidență clară. Se fac în fiecare zi, important, din toată zona. Vreau situația cât s-au făcut în ultimul an, până la 1 martie și cât s-au făcut de la 1 martie și până acum. Ca să facem o comparație. Faceți o solicitare scris către serviciul de buletine și o să primiți o informare. În legătură cu proiectul de hotărâre cu ADI Transport, am înțeles că în Consiliul Județean s-a respins hotărârea noastră, e adevărat? N-am primit nimic în scris, nu știu. Am scris nu, dar a fost ședință ieri și am înțeles că probabil. Eu
vă propun sau o să vin cu un proiect de hotărâre în care să revocăm și noi hotărârea din decembrie, pentru că se pare că există niște articole de lege unde dacă ieșim dintr-o asociație intercomunitară care e formată de mai multe OAT-uri, s-ar putea să plătim despăgubiri. Și ca să nu avem probleme, puteți că trebuie să ne, să ne gândim foarte bine la acel proiect de hotărâre. Mai dorește cineva să intervină? Da, domnul, eu vreau, domnule primar, ce v-aș solicita? Lucrarea asta din parcul ăsta, tergiversează de al doilea an. Eu nu știu cât are termenul de... Trei ani. Aoleu, dezastru. Nu pot oamenii circula pe pista de biciclete, nu nimic. Și în ritmul care lucrează ei cu doi oameni, trei oameni acolo, eu mă întreb când o să facă lucrare. Asta tot cu promis că în 2-3 săptămâni de zile va turna pista de biciclete până la strada... E groaznic. Oamenii trec pe trotuare și e nasol. Deci nu e regulă. Așa e că nu-i șantier, dar știți bine pentru că... Da, dar deja s-o după introducerea în subteran a liniilor electrice după centorașul, care nici acum nu e finalizată. Să sperăm că săptămâna viitoare va da întrerupere la energia electrică pe centru să scoată stâlpii și ulterior să poată finaliza lucrarea. Următoarea asta nu se termină. Da, mulțumesc, am înțeles. Următoarea problemă care vreau să ridic. Este vorba de ștrandul. Știți că acum vreo 6 ani a fost noi pe la plajă și am văzut un strand acolo și am zis că venim cu proiectul așa și tot s-a amânat și acum este proiectul dat în... Aproape finalizat. Finalizat. Scuze-mă că te întrerup, mai avem nevoie de avizul de la DSP. Singurul aviz că mai trebuie și să poate scoate la licitație lucrarea. Și acum dumneavoastră știți. Măcar cam în mare, cam ce suprafețe sunt acolo cu plusul, în total apă și 27.000 de metri pătrați, în total cu tot cu spații verzi și cu bazine. O să prezentăm proiectul, probabil să mai toate când e gata și ne-l aduce definitiv, o să prezentăm proiectul în totalitate. Acum nu știu... Este cu fotovoltaice sau cu apă termală? Și cu fotovoltaice și cu panouri pentru încălzirea apei. De pentru încălzirea apei. Deci în stilul cei din de la plajă. Exact ce am văzut noi la plajă, în urmă cu câțiva ani de zile. Da, dar trebuie, eu știu, terminat mai repede și proiectul și până în toamnă, la o rectificare de buget, să putem să demarăm lucrarea. Păi să poate scoate la licitație cu clauză suspensivă și să pot prinde banii ulterior, nu se pune. Da, adică contul nu avem acum pentru numai pentru deocamdată, dar la momentul la care vor intra banii pentru expropriere de drumuri spre Sărat Doradea, suma da, a scos intențați aproape 5 milioane de lei și de acolo vom prinde o sumă pentru începerea lucrurilor la ștana. A trebuit avut în vedere chestia asta, fiindcă au trecut ani și păcat. Că uite, toate sătucele astea au eu știu, un strand, o ceva, o activitate și la noi nu prea e mai. Da. Pentru că de PPL, când de acum am campanie pentru știa din nou și strand, pentru că de PPL de bine nu e. Interesant. Am mai văzut un proiect, mi s-a mai prezentat și în cadrul administrației trecute. Acum anul diferit, față de acela am văzut imagini, randări, cum ar arăta. Administrația trecută. Înainte de 2020, mi s-a mai prezentat proiectul. Deci... Proiectul de la Blaș, da. Nu știu. Nu știu, proiectul ăla, probabil ăla de la Blaș. Chiar ăla de la Blaș. Dar îl avem, o să pun... Proiect cu randări, cum va fi cel din Chișinău? O să pun în grupul consilierilor locali. Nu mai are modificări tehnice la treaba asta, doar să ne teme proiect. Dar o să pun pe grup. Și o să-l și prezentăm la final, când e gata proiectul tehnic. Atunci, oficial, să putem să prezentăm. Și în momentul de față ne putem încadra la exploatarea pe termale. Sau că... Aia zic eu, oficial în ultima lună de campanie, nu puteam vreau. Nu, niciun oficial cu apa termală, pentru că știți bine, un puț de apă termală costă aproape 1.000.000 de euro, care e minim 2 puțuri, pentru că apa termală n-ai voie să risipești, adică să o reintroduci în subteran, care costă 2.000.000 de euro, deocamdată... Eu mă refer că 4 ani de zile nimic, asta mă refer. Asta-i sunt 4 ani, acum vorbim de apă termală, 4 ani, 5 ani, s-au discutat 30 până acum. Și nu a fost nimic, ce spui tu de 3 ani acum.
Asta e motivația pentru care noi exploatăm sau avem și, nu știu, acum, nu se permite exploatarea pe termal în momentul de față? Se permite. Dacă sunt costurile foarte mari. Costurile sunt foarte mari. La ofertele de plecere în cerul, noi nu ne putea garanta nimeni calitatea și cantitatea apei. Compoziția chimică e foarte importantă. La momentul la care faci o exploatație de genul ăsta, nu poți să dea nimeni înscris. Te costă 2 milioane, faci contractul, dar nu îți garantează nimeni calitatea și debitul apei. Că dacă forăm, plătim 2 milioane și ce scrie? Că nu îți garantează calitatea apei. Ea fiind multă apă din zona asta, Teo știe că lucra la ape, cu arseniu, s-ar putea să o scoatem și pe aia cu arseniu și o să ne trebuiască niște filtre care... Și oricum, deocamdată, nu cred că ne-am permite să facem două puțuri care costă 2 milioane de euro. E important ar fi să terminăm ștrandul, chiar dacă e cu apă încălzită, noi am văzut un ștrand în 2019, parcă sau 2018 la Blaj, care chiar a fost foarte bine. Da, mulțumesc. Mai doriți să întrebați? Dacă nu, trecem la diverse. Solicitarea doamnei Guiu Elvira, titulară a contractului de închiriere numărul 8510 pe 16-2012 privind prelungirea termenului contractului de închiriere. Doamna secretară, aici, dacă e legal sau ilegal pentru a prelungi contractul de închiriere? Atâta timp cât contractul este în derulare, se poate formula acea solicitare de prelungire a contractului care ar putea opera cu data la care încetează. Mă rog, când ajunge la termen în anumitat în contract 2025. Cu privire la oportunitatea acestui demers, rămâne să hotărâți dumneavoastră. Bun, și mergem pe un acord de principiu sau cum? Nu. Se votează pe înlugire sau nu? Asta se cere. Dar nu-i proiectul de hotărâre. Păi da, se poate face. Se trebuie un acord de principiu și ulterior. Acord de principiu și da. Mergem pe un acord. Dacă se acordă în principiu astăzi, atunci pentru ședința următoare se poate face un proiect de hotărâre. Domnul Gui, dacă vreți să ne spuneți ceva, sunteți reprezentantul soțul doamnei care a pus solicitarea. Da. Legal. Mulțumesc, domnul Gui, că îmi poartă numele, lasă că să vină, ies eu la față. O ce sunteți neamul și nu știm noi, domnul. Contractul în derulare și expiră în 25.09.2025, conform legii. Doamna poate să spună dacă e ceva legal, el se poate prelungi cu jumate din perioada contractului inițial. Deci 2 ani și 6 luni. Asta am cerut și în contract, ca el să se prelungească până în 29.2020. Inițial, întrebarea era pentru dumneavoastră, de ce s-a făcut solicitarea acum și nu către finalul perioadei contractuale? Că aveți până anul viitor în 25 august 2025 sau ceva de genul. Am făcut pentru că îmi permite legea și cred că e ilegal, iar dumneavoastră m-a întrebat și domnul viceprimar, dom'le, eu sunt mai în vârstă, nevastă mea e mai tânără, ce-i mână de niciun? Eu spun de sănătate, nu întrebare. Vreau să vă asigurați că... Da, eu vreau să vă rog să supuneți la vot dacă... E doar un acord de principiu. E un acord lui proiectul. Dar acord de principiu. După aia mai vin și la ședința din luna viitoare. Luna viitoare și acolo se face pregătire. Da. Mulțumesc frumos. Haideți să supunem un acord de principiu. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Are o unanimitate acordul de principiu cu statutar. Mai doriți să interveniți la diverse? Domnul de la cameră, merge camera, tot e ok? O să mă duc? Nu mai da. Poți, liniștit. Eu să mă duc, te vă rog, dar nu. Și dumneavoastră mulțumesc mult, să vă rog să o pune. Hai să mergi, că-i dat vizită la domnul Gur. Să-i dat drumul pe YouTube în 5 minute. Până la dea să durează, nu o să fie chiar în 5 minute. Să nu se defectează. Să sperăm că nu. Mulțumesc frumos, declar ședința închisă, vă doresc o zi bună.